Se apropie alegerile locale, astfel că fiecare partid începe să-și desemneze candidații pentru primăriile din județul Constanța. PNL și PSD și-au anunțat weekendul trecut o parte dintre aceștia. Copreședintele PNL Vasile Blaga a fost prezent în acest weekend la Constanța. Provocat de jurnaliști, acesta a susținut că cei care doresc să candideze din partea liberalilor pentru fotoliul de primar trebuie, în primul rând, să-și dea demisia din funcțiile de conducere pe care le dețin în prezent. El nu este de acord ca viitorii candidați doar să se suspende din funcție, cum a făcut la Megidia Marian Odor, fostul șef al administrației financiare Megidia. Să-și dea demisia, dacă vrea să îmbrace o haină politică să candideze, tot să-și dea demisia. Nu se poate, pentru că avem situații în toată țara în care se suspendă toți. Aveți cam 5. Nu știu, să se suspende și ai noștri, să se suspende toți pezeniști. Să-și dea demisia, scuzați-mă, și are și toți pezeniști. Ce e asta? Până la amiază ești frate cu ei și după amiază faci o poziție? Sau ești funcționar public până ieri și o săptămână nu mai ești? Deci, scurt, un drum e un drum, alt drum e alt drum. Cei care sunt în două luptre au marcă lume și nu vor avea nici noroc în viață, n-are ce. Veți lua măsuri împotriva celor care nu fac asta? Există un candidat la Megidia, de exemplu. Este la latitudinea fiecare creație și pe ține. M-am spus punctul de vedere că n-am mai discutat. Eu vreau să văd dacă există o rezoluție în partid în sensul ăsta, că sunt obligați să se suspende. Președintele PNL Constanța Gheorghe Dragomir îl contrazice însă pe Vasile Blaga, precizând că Odor, candidatul PNL pentru primăria municipiului Megidia, nu mai face parte din niciun fel de direcție de control, iar legea îi permite să se suspende din funcție. Gheorghe Dragomir este convins de faptul că în municipiul de pe canalul Dunăre-Marea Neagră, alegerile vor fi câștigate de către fostul șef al administrației financiare și că acesta își va îndeplini cu succes atribuțiile de primar, chiar dacă are o vârstă înaintată. Îi veți cere domnului Odor de la Megidia, candidatul nostru de la Megidia, să-și dea demisia de la finanțe? Deci domnul Odor, l-am mai scurtat, dar mă rog, este un caz special. Și pentru faptul că el a fost, noi l-am rugat să vină în partid să candideze, pentru că dumneavoastră nu a avut acest gând. La Megidia, nu mai este șeful fiscului, nu mai este director prenumit pe colegul și nu face parte de nicio direcție de control. Direcția de control este o altă direcție în cadrul ANAF, deci dumneavoastră nu erați bine informat și sigur că o să doriți să am o discuție, să vă spun cum arată această structură. Practic este un șef de serviciu, da? De funcție publică și îi permite legea să suspende. V-am spus că are 60 de ani și ar fi, vă spun cu atât, ce dorință ar fi avut să iasă la pensie din acel serviciu unde lucrați din 1985 și asupra dumneavoastră, eu sunt unul dintre cei mai buni fiscaliști din județul Constanța, ca spus, mi-aș fi dorit să ies la pensie din această instituție la care țin foarte mult. Deci îl contraziceți pe domnul Blaga. Este un caz special și v-am spus că analizăm de la caz la caz. Domnul Odor, dacă va fi 4 ani într-un mandat de primar, pentru că și-a spus, sigur mi-aș dori să vină cineva mai tânăr după mine, pentru că are 60 de ani, deși este foarte energic și sigur își va face datoria, pentru că va ieși primarul Megidia, este un om de excepție și îl va învinge pe domnul Vrabi, pentru că știu despre ce la ce vă referiți dumneavoastră acum. Da, eu i-aș oferi această șansă să întoarcă și pentru unele zile la instituția unde lucrează de 1985. Și biroul permanent al organizației județene PSD Constanța și-a anunțat în weekend câțiva candidați pentru primării din județ. Astfel, la Megidia, PSD îl susține pe actualul viceprimar Luminița Vlădescu.